Salutare tuturor! Actuala ediție a Istoriei Săptămânii, propusă de Canal 33, este dedicată unui eveniment care s-a produs exact acum 15 ani. Mai exact, la 12 septembrie 2007, atunci când era ales cel de-a șaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în persoana lui Daniel Ciobotă. Moartea cu totul surprinzătoare a lui Teoclist, cel de-al cincilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la 30 iulie 2007, a dinamitat acea vară care părea să treacă la fel ca și cele de dinainte până atunci. Cu doar o zi înainte de moarte, șeful Bisericii Ortodoxe fusese internat la Spitalul Fundeni, unde urma să sufere o intervenție chirurgicală pentru prostată, o operație anunțată ca fiind încheiată cu succes. La puțin timp după ce aceste surse medicale ofereau informația, adăugând că starea de sănătate a patriarhului, care împlinise de câteva luni onorabila vârstă de 92 de ani, cădea ca un trăsnet o altă știre. Informația potrivit căreia patriarhul Teoclist murea din cauza unor complicații postoperatorii. Imediat, mecanismul de la vârful bisericii s-a pus în mișcare, iar înlocuitorul patriarhului Teoclist va fi fost Daniel, în acea vreme mitropolit al Moldovei. El ocupa în fapt scaunul bisericesc considerat câștigător, fiindcă și predecesorul său, Teoclist însuși, venise la cârma bisericii tot de la Iași. Daniel va deveni cel de-al șaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe, așa cum am specificat deja, la 12 septembrie 2007. El va fi fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc în al doilea tur de scrutin. Daniel avea să obțină 95 de voturi, în timp ce principalul său contracandidat, mitropolitul Clujului, Bartolomeu Anania, avea să obțină cu aproape 30 mai puține, respectiv 66 de voturi. Ne exprimăm dorința de a sluji Biserica Ortodoxă Română, așa cum a făcut vrednicul de pomenire Patriarh Teoclist. Au sunat câteva dintre primele cuvinte ale noului patriarh, rostite imediat după alegerea sa. Tot Daniel câștigase și primul tur de scrutiri al alegerilor Colegiului Electoral Bisericesc, la finele căruia fusese eliminată candidatura episcopului Ioan al Covasnei, cel care obținuse atunci cel mai mic număr de voturi în favoarea sa. Teofan, mitropolit al Olteniei la momentul alegerilor, avea să-și retragă candidatura chiar înaintea importantei ședințe privind alegerea viitorului patriarh. A luat decizia cea mai bună, fiindcă astăzi același Teofan ocupă la rândul său scaunul bisericesc cel mai important din ierarhia BOR după patriarh, adică este mai nou mitropolit al Moldovei. La doar o lună de la alegerea sa ca patriarh, pe 16 octombrie 2007, Daniel Ciobotă a primit o decizie de necolaborare cu securitatea ca poliție politică din partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Apele nu s-au limpezit total, însă nici până astăzi. Poetul Mircea Dinescu, cândva el însuși angajat al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, l-a acuzat în mai multe rânduri pe Daniel de colaboraționist cu securitatea, spunând că a văzut pe numele acestuia un proces verbal întocmit de fosta direcție de informații externe de pe vremea regimului Nicolae Ceaușescu pentru 16 dosare distruse pe data de 23 decembrie 1989. Cităm din Mircea Dinescu. Dacă n-aș fi văzut cu proprii mei ochi lista unor prelați acoperiți, primiși de mănăstirea Secu să dea cu japca neînmoriașii pripășiți prin putredul Occident, listă pe care figura și tovarășul Ciobotea Daniel, exista riscul să fiu acuzat de blasfemie. Această listă, atașată unui ordin dat la câteva zile după 22 decembrie 1989 de către un colonel Die, ca dosarele preacuvioșilor să fie de grabă arse spre a nu li se lua urma, s-a streculat din nebăgare de seamă în claia de fân tocat pusă cu mare prudență la dispoziția CNAS-ului. A scris Mircea Dinescu în editorialul Îngeri și Gradați, publicat cândva în revista Cațavenci. Peste ani, fratele patriarhului, Gheorghe Ciobotea, l-a acuzat pe însuși Daniel că trăiește în sărăcie din cauza lui și că acesta, adică patriarhul, ar fi falsificat acte prin care Gheorghe Ciobotă ar fi fost dat afară din casa părintească. Nu e om al bisericii, a fost ofițer de securitate sub acoperire, a tunat Gheorghe Ciobotea,
Cel care însă, cu câțiva ani mai înainte, îi spunea fratelui său înaltul, dând dovadă astfel de respect față de funcția pe care fratele lui o avea în biserică. În replică, într-un comunicat emis de însuși Patriarhul Daniel, acesta a explicat că fratele său a devenit tot mai ostil față de prezența mănăstirii în localitatea natală Dobrești și că este invidios pe faptul că monahii sunt ajutați în activitatea lor chiar de către Patriarhie. Viața a mers mai departe, chiar dacă Patriarhul Daniel s-a mai confruntat cu câteva situații de criză. Cea din urmă a fost consumată la câteva zile după incidentul teribil din Clubul Bucureștean Colectiv la 31 octombrie 2015, când multă vreme Biserica Ortodoxă s-a ferit să-i plângă pe tinerii dispăruți atunci. Cel mai mare proiect al actualului patriarh, ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului, a devenit însă realitate. Din 2010, actualul patriarh s-a îngrijit ca niciunul dintre predecesorii săi de acest proiect, care i-a devenit mai mult decât un proiect de suflet. Chiar dacă a afirmat că nu va înghiți niciun leu de la buget, lucru foarte repede infirmat, Catedrala Mântuirii Neamului e astăzi o constantă în viața bucureștenilor. În 2024, când Patriarhia Română se pregătește să celebreze primul său centenar, e foarte posibil ca slujbele să aibă loc pe fostul deal al Arsenalului, acolo unde visase cândva și Nicolae Ceaușescu că își va conduce țara. La 30 septembrie vom marca 15 ani și de când actualul patriarh a început să conducă oficial biserica. Dacă ar fi să luăm în calcul faptul că e încă un personaj tânăr, ne putem aștepta ca actualul patriarh să bată multe alte recorduri. Vom afla însă împreună, rămânând alături, noi aici la Istoria Săptămânii și la Canal 33, iar dumneavoastră citindu-ne și urmărindu-ne în fiecare săptămână. Până data viitoare, tuturor, toate cele bune!